Traficul rutier nu a fost prietenos cu șoferii clujeni, s-a circulat anevoios pe bulevardele din oraș. Circulația în Cluj-Napoca la prima zăpadă este îngreunată, șoferii nu pot să circule cu mai mult de 20-25 de kilometri la oră. Pe unele porțiuni de drum mai mult s-a stat. Șoferii nervoși spun că, deși ninge de câteva ore bune, drumarii parcă au rămas înzepeziți cu tot utilajele de intervenție. Deosebit. Sunteți ironic. Ironic, da. Deosebit. Păi uitați-vă și voi cum arată drumul. Ați văzut vreun utilaj? Nu, n-am văzut niciun echipaj. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, n-am văzut. Noi n-avem primar, de fapt, de multă vreme. Sunt gheorgheni în zorilor. Cam cu cât se poate merge la oră? 20-25? Da. Bulevard de bine, dar pe străduțe e înghețat tot pe dedesubt. Sub zăpadă e mustrat de gheață. Pe zorilor abia am urcat, de exemplu. Foarte greu. Păi nu așa trebuie, să mă apuc doar de mâine? E foarte fain că ninge, mă bucur, e iarnă, nu? Sunt 671 de străzi în municipiul Cluj-Napoca care sunt prinse în programul de dezăpezire. La primul moment în care a început ninsoarea, utilajele nu au intrat pentru că trebuie să se depună un strat pentru ca utilajele să poată să-l înlăture cu eficiență. Practic, conform normativelor, trebuie să existe un strat de minim 4 cm, 5 cm de zăpadă. În Cluj-Napoca sunt două firme care au câștigat licitația pentru dezăpezire care acționează cu peste 40 de utilaje. Există trei niveluri de urgență, urgența 1 pe străzile principale și arterele importante din oraș, urgența 2 pe accesele către zonele de cartier și urgența 3 aleile dintre blocuri care în funcție de disponibilitate urmează să fie curățate probabil pe parcursul nopții. Cu 14 utilaje de presetare antiderapan și cu două încărcătoare. Ne-am pregătit conform programelor din primărie date și de pe intervenții cum trebuie să ieșim. Meteorologii spun că va ninge și în perioada următoare.